98% din drumurile județene au viața expirată. Conform celor declarate de către președintele Consiliului Județean Tiberiu Marc, ar fi nevoie de 350 de milioane de euro pentru a avea drumuri noi și pentru a schimba fața celor 600 de kilometri de drumuri județene. Chiar dacă s-ar folosi tot bugetul Consiliului Județean, nici în 25 de ani nu se vor putea reabilita. Dacă se va lucra la drumuri în următorii 2 ani, s-ar putea să avem un sfert din ele noi. Deși în campania electorală s-a discutat că se va face pistă de avioane, se pare că nici în 20 de ani nu s-a reușit realizarea de drumuri județene practicabile. 98% de drumurile județene în acest moment au durata de viață expirată. Practic, toate drumurile județene ar trebui reabilitate. Asta înseamnă drumuri noi. La un preț mediu de 630 de mii de euro pe kilometru, am avea nevoie de vreo 350 de milioane de euro ca să schimbăm în totalitate fața celor 600 de kilometri de drumuri județene. 600. Da. În acest an și în anul viitor vom reabilita în cele două drumuri cam 75-76 de kilometri. Dacă am folosit tot bugetul Consiliului Județean numai pentru drumuri, ne-ar trebui 25 de ani ca să schimbăm drumurile județene.